Compozitorul Ralph von Williams a rămas unul din compozitorii care sunt cei mai apreciați în Marea Britanie. În acest an se împlinesc 150 de ani de la nașterea lui, iar și după 150 de ani, Ralph Van Williams rămâne în istoria muzicii ca unul dintre compozitorii cei mai importanți pentru folclorul din Marea Britanie. El a făcut cu folclorul englezesc același lucru pe care Bartok l-a făcut pentru Transilvania. Adică a luat ideea folclorului, ritmurile, melodiile, armoniile și le-a recompus în vocea sa personală, dar care e foarte greu de um, separat. Unde se termină folclorul, unde începe Ralph van Williams. Iar pentru mine, compoziția pe care vă prezentăm astăzi. Lark Ascending este cea mai frumoasă din compozițiile pe care el le-a scris. Această compoziție, inspirată de o poezie, ne descrie zborul unei păsări, care este lin, este foarte rapid în sus, care descende apoi în jos este și tulburat câteodată, dar totul este bazat pe aceste teme și aceste uh, uh, melodii folclorice pe care la Ralph Van Williams le scrie pentru această compoziție. De fiecare dată când aud The Lark Ascending by Ralph Van Williams, nu pot decât să mă gândesc la sculptura extraordinară a lui Brâncuș, Pasărea Măiastră, care, ca și Ralph Van Williams, ne arată de fapt esența Păsării în zbor. Nu neapărat atât de mult um, felul cum uh, pasărea zboară, ci esența zborului în sine. Pentru mine, Ralph Van Williams rămâne un compozitor preferat pe care îl interpretez foarte des în multele simfonii pe care el le a compus și de fiecare dată revin la el cu dragoste și cu plăcere.